Astăzi o să vedeți foarte, foarte multe informații de ultimă oră pentru dumneavoastră. Și începem cu o situație pe care ne-a semnalat-o domnul avocat Adrian Cuculis nu cu multă vreme în urmă. Vărul minor al Raisei, fetița de 2 ani omorâtă de către acesta cu un pumn de bomboane, ne trimite domnul Adrian Cuculis, a fost trimis în judecată după ce Curtea de Apel Craiova a respins contestația pe camera preliminară, reamintind că mama n-a avut nicio pretenție financiară de la nepotul criminal sau de la familia acestea, ci a dorit doar să se facă dreptate pentru copilul ei, care, după cum înțelegeți, este acum un îngeraș. Domnul avocat Adrian Cuculis ne dezvăluie amănuntele absolut incredibile în această poveste. Bun găsit, domnul avocat! Salutare, Cristi, te salut, îți mulțumesc și eu pentru invitație. Dăm voie să intru direct în subiectul acesta pentru că e ceva halucinant. Cred că ne aducem cu toții aminte când a explodat acel caz, corpul unei copile de doar 2 ani și foarte puțin, găsit practic lângă o pădure acolo în Dolj. Prima dată s-a crezut că ar fi fost vorba despre cineva de oriunde din altă parte, dar nu din familie. Ei bine, s-a dovedit în cele din urmă că acest văr minor și el la rândul său, ceva mai mare, bineînțeles, decât feița asta de 2 ani și foarte puține luni, s-a supărat atât de tare când a aflat că, mă rog, copilul i-a descoperit locul unde și-a spusese niște dulciuri, încât practic a dus-o în viziera acelei păduri și ulterior a înjunghiat-o, a strangulat-o și a omorât-o, adică niște informații evident cu puternic. Domnul avocat, stați un pic, vă rog, puneți burtiera cu violența domestică. Pentru că, într-adevăr, este un caz extrem. Așa, perfect. Domnifică, pentru că vreau să înțelegem și o altă chestiune. Deci, practic, avem două surori. Una dintre ele, fetița de 2 ani și câteva luni, și cealaltă, copilul ăsta mare, de vreo 14 ani, dacă mi-aduc aminte corect. Ei bine, de asta s-a și... cumva a fost o crimă în familie, să zic așa. Mama fetiței mici, de 2 ani și 3 luni, a lăsat-o în grija mătușii, respectiv cu vărul primar, și a plecat pentru o scurtă perioadă de timp la muncă pentru a strânge niște bani și să-și întrețină familia împreună cu concubinul acesteia, care, atenție, nu era tatăl practic biologic, ci era doar concubinul mamei. 6 zile a durat toată plecarea ta a mamei, pentru că ulterior a aflat că, mă rog, copila ei a fost omorâtă și a trebuit să se întoarcă. Acum trebuie să vă spunem un lucru, vorbim despre infracțiune de omor, o infracțiune de omor care în momentul de față, apropo de ceea ce ai anunțat tu mai devreme, instanțele de judecată au constatat că ceea ce au strâns procurorii cu titlul de probatoriu este cât se poate de solid și atunci au dispus în mod definitiv trimiterea acestui băiat în judecată. Chiar dacă vorbim despre un minor, în opinia mea, judecătorul va lua o decizie de integrare a lui mai degrabă într-un centru de detenție decât să stabilească o pedeapsă neprivativă de libertate. Asta pentru că vorbim despre cea mai gravă faptă din codul penal și vorbim, bineînțeles, despre o victimă atât de mică, un copil care avea, vorba aia, toată viața în fața lui. Trebuie să spunem și lucrul acesta că e proveniat o familie extrem de sărată și apropo de, să spunem așa, dorința de a nu cere niciun fel de despăgubire de natură morală, materială și așa mai departe, chiar dacă ar cere, Cristi, să știi că nu ar avea de unde să plătească. Și apropo de lucrul acesta, legea care protejează victimele și urmașii victimelor, cei care au decedat, bineînțeles, de aceste violențe, teoretic ar trebui să fie modificată cât se poate de repede și atunci când infractorul sau cei care se găsesc responsabili civilmente față de producerea unei infracțiuni și trebuie să plătească, nu au posibilitatea, cum este acest caz, ar trebui să existe un fond care să despăgubească într-o oarecare limită aceste victime, pentru că dacă mâine s-ar pronunța o hotărâre și de că i s-ar spune, ok, ai omorât copilul, n-ai tu de unde să plătești, te executăm, nu o să ai nimic, vom avea o hotărâre judecătorească lipsită de sens. Degeaba primești despăgubiri de sute de mii sau milioane de euro când totul rămâne înscris pe o foaie de hârtie. Și crede-mă, Cristi, că sunt foarte mulți în situația aceasta care nu au de unde să-și recupereze niciodată prejudiciile morale care chipurile în doctrina noastră și în legislația noastră ar trebui cumva să estompeze un efect nociv pe termen lung, că
când vine vorba despre săvârșire infracțiunii, adică practic un soi de compensație morală suficientă, în așa fel încât să nu te mai gândești la chestiunea asta trebuincioase materiale. Eu cred că dosarul o să judece foarte repede. Foarte interesant totuși, am văzut criminalii care și-au recunoscut faptele și care nu au mai contestat nimic, adică nici nu mai avea ce să contești. Totuși acest băiat minor, cu avocatul din oficiu, a contestat toate măsurile procurorilor, contestă fiecare prelungire de arest preventiv, a contestat camera preliminară și în cele din urmă probabil că se așteaptă, mă gândesc că asta e în capul lui, să iasă din închisoare. Stai un pic, maestre, adică el spune că n-a făcut el sau care este modalitatea prin care dorește să scape de pușcărie? Pledează nevinovat? Teoretic, el spune că nu așa s-au întâmplat lucrurile, că ar fi fost și altcineva acolo, dar fiecare măsură, asta spuneam, a arestului preventiv care este prelungită, ea este contestată. Tribunal, Curte de Apel, v-aș da exemplul tuturor celor, celui care a omorât-o pe fata din sectorul 5, dacă nu mă înșel, în magazia acelui magazia acelui depozit sau era, mă rog, o dependență a acelui magazin și ulterior a recunoscut fapta, chiar el s-a dus și s-a autodenunțat. Ei bine, acel personal niciodată nu a mai contestat măsura arestului preventiv, pur și simplu ceea ce s-a decis așa a rămas. Aici vedem o opoziție vehementă vis-a-vis de trimiterea lui în judecat. Bun, și totuși, de ce mama nu are niciun fel de pretenție dincolo de faptul că se face dreptate? E o întrebare care rămâne. E doar legat de faptul că și dacă și-ar dori, n-are ce să ia sau ce se întâmplă? Exact. Exact. Dacă o să vă uitați cu toții în presa vremii de acum câteva luni de zile, un an de zile, chiar mai puțin, o să vedeți că ei stăteau aproape de o pădure, la o casă sau niște case, unde nu exista curte, beton, asfalt, pavele sau ceva, iar drumurile respective de acolo erau la fel. Erau ultimele case din satul respectiv de acolo, din Dolci. Iar sărăcia era una lucie. Pur și simplu oamenii ăștia caseră să muncească pe câteva zeci de euro pe care să-i trimită înapoi în țară vreme de o lună de zile ca să poată acest copil să nu știu dacă sunt mai bine. Probabil că erau la limita subzistenței. Și de asta spun că ei au stat doar câteva zile plecați, 6 zile, până s-a produs această tragedie. Mulțumim foarte mult, domnul avocat Adrian Cuculis. Evoluția unui caz care a zguduit România, știți foarte bine. Avem informații de ultimă oră. Important este să se facă dreptate și să fie, pentru o asemenea pedeapsă, atâta pușcărie cât trebuie. Pentru că un asemenea act, oricum ar fi el ascuns, nu trebuie să treacă cu vederea și nu trebuie judecat cu indulgență. Mulțumim foarte mult, maestre! Mergem mai departe.